Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorider, iar astăzi stau aici la masă de vorbă cu voi despre o cască moto. Avem astăzi aici o cască pe care o dăm la giveaway. O să găsiți această cască la giveaway-ul de pe canalul meu. Intrați acolo pe motorider.motovlog pe Instagram și o să vedeți un giveaway cu această cască moto pe care urmează să vă prezint în acest episod. Despre ce trebuie să faci ca să câștigi această cască vei afla în postarea aia. Niște nimicuri, nu trebuie să faci mare lucru, deci fugi repede pe canalul meu de Instagram sau rămâi până la sfârșit ca să vezi despre ce cască este vorba. Ca și început, este vorba de o cască de la MT Helmets și să începem puțin cu istoria celor de la MT Helmets, pentru că în urmă cu 45 de ani, în Spania, un așa numit doctor Antonio Thomas a început să producă accesorii pentru motociclete. În anii 70, cei doi fii ai săi au intrat în afacere alături de tatăl lor, iar în scurt timp au reușit să dezvolte noi produse pentru motociclete, și anume căști moto, ocupând un loc fruntaș în gama celor cu produse de acest fel. În anii 90 au reprezentat explozia afacerii MT Helmets și o recunoaștere la nivel european a calității produselor spaniole. În ultimul deceniu, ca să nu vă mai țin mult pe istoria MT Helmets, țările în care este brandul MT este reprezentat de un număr de peste 30 de țări din întreaga lume. Așadar, dragilor, astăzi aici am o cască dată de cei de la bikerfanshop.ro. Este vorba despre o cască integrală, o cască MT Thunder 3 CV Turbin C6 verde fluorat. Prea lung numele ăsta, dar mai are și ochelari de soare care este trecut în titlu, bineînțeles, ca să fie și ăla și mai lung. Deci, eu o să-i spun simplu un Thunder 3 CV și atât. Pentru că celelalte o să vă explic eu de la ce vin și celelalte nume aduse acestei căști. Ca și caracteristici, să începem? Da, nu începem noi așa simplu. Mai întâi deschidem frumos căscuța. Apropo de căști, cred că e ultima dată când o să mă vedeți cu casca asta, că data viitoare o schimb. Ea vine într-un săculeț frumos, cutia nu mai are nimic înăuntru, deci putem să o punem pe aici pe undeva. Ca și celelalte căști de la MT Helmets, vine într-o husă. Cred că toate căștile vin în husă, mai puțin cele care nu sunt acreditate. Deci, dacă vă uitați la o cască, să vă cumpărați o cască, inclusiv că vine într-o husă, că este prezentată frumos, poate să fie un plus pentru voi, astfel încât să vedeți că este o marcă de încredere. Hai să deschidem și... Hai să deschidem și căscuța. Bineînțeles, ca de fiecare dată asta să nu adă pe aici. Și aruncăm aici pe astea. Aceasta este căscuța dată de cei de la bikerfanshop.ro pentru giveaway-ul nostru. Deci exact asta, dar nu, bine, nu chiar asta, dar modelul ăsta o să fie dat la giveaway pentru voi. Să începem cu caracteristicile generale ale căștii. Băi, e cască bună sau nu? Este o cască pe care vă recomand, dar din ce puncte de vedere? Haideți să le luăm punct cu punct să vedem ce poate să facă această cască, la câți bani și de ce se merită să cumpere această cască. Ca și caracteristici pentru această cască, pentru testele Sharp, știți la cele teste Sharp că sunt 5 stele. Testele Sharp sunt cele mai drastice teste pentru căștile omologate din toată lumea, iar această cască are undeva la 4 stele din 5, ceea ce este un lucru foarte bun. Ca și omologări pentru această cască, pentru început avem ECE și DOT. ECE-ul este special pentru Europa, iar DOT-ul este pentru America. În mare, designul îmi place. Este verde fluo, o să-l găsiți la cei de la bikerfanshop.ro pe site. Nu vorbim despre design, pentru că despre design poate să-și dea toată lumea cu părerea. Din punctul meu de vedere, este un design reușit. Am scăpat asta pe aici.
Casca este fabricată din ABS, adică un policarbonat cu rezistență maximă la impact, exact ca și marea majoritate a căștilor. Tehnologia HIRP vine de la High Impact Resistant Polymer, adică un polimer rezistent la impact. Acel ABS de mai devreme, policarbonat cu rezistență maximă la impact, tradus în română, în engleză se numește tehnologia HIRP. Este un polimer injectat în blocuri foarte precise pentru a oferi proprietăți mai bune, cum ar fi ușurința și rezistența la impact. Viziera este echipată cu un sistem pinlock ready. Dacă vedeți voi aceste două muțuțoaie de aici, din stânga și din dreapta, pe interior puteți să vă mai puneți un fel de vizieră. Dacă nu știți cum se montează pinlock-ul, e un fel de vizieră secundară și puteți să o montați direct pe viziera asta. Se dublează astfel încât să nu se mai aburească. Asta înseamnă sistemul de pinlock. Ochelarii de soare sunt acționați cu butonul din laterala din stânga. Pur și simplu tot ce trebuie să faci este să tragi de acest butonaj din stânga și ochelarii de soare coboară. Ca și aerisiri, să vorbim de la exterior spre interior, ca și aerisiri avem aici o aerisire în față cu două poziții, o aerisire deasupra pe calotă, tot așa cu două poziții, și o aerisire în spate, la fel cu două poziții, pentru a vă fi cât mai ușor. În general, cele cu trei sunt puțin mai complicate, pentru că în momentul în care ai mănușa în mână, nu prea poți să le acționezi și să te joci cu ele cum vrei. Asta simplu, vrei aer, deschizi, nu vrei aer, o închizi. Se merită și este gândit astfel încât să te ajute, să-ți fie mai ușor și să, ți-am spus cum mai devreme, să coordonezi și să deschizi toate, să acționezi toate comenzile de pe cască mult mai ușor cu mănușa în mână. Calota interioară este rezistentă în mare parte la impact și la impacte mari, nu în mare parte. O să vorbim și despre prinderea asta de aici. Este vorba despre cea din interior pe care o vedeți acum în imagini. Mie îmi place, ca și calitate este mult mai bună decât ce am văzut în general la acest preț pe piață. Ce să faci? Asta e. Merge, e un produs bun, că de asta l-am la review, nu fac review-uri la produse proaste. Materialele utilizate pentru interiorul căștilor de la MT sunt realizate din fibre ignifuge pentru a asigura o siguranță optimă. N-am zgâriat-o. Pe lângă asta mai avem închiderea etanșă a vizierei, pentru că de asta nu am vorbit. Se ridică foarte ușor cu mănușa și cu mâna liberă, deci nu o să ai nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Se ridică ușor și jos, face clanț aici și presează foarte bine pe chederul ăsta de jos, ceea ce înseamnă că nu o să-ți intre foarte mult zgomot în cască. Deși este o cască în care auzi destul de mult de afară, deci este destul de bună pentru trafic și mai ales pentru începători, pentru că începătorii trebuie să audă cât mai mult din exterior pentru a percepe ce se întâmplă în jurul lor și să nu facă, Doamne ferește, un accident. Designul este un design aerodinamic. Aerodinamic. Este un design bun ca să nu zvâjie la viteze mai mari de 110-120. Bine, mai majoritatea căștilor gâjie după acel nivel, dar eu zic că asta este o cască care nu vâjie foarte tare. Chiar dacă auzi în trafic, este astfel făcută încât să nu auzi foarte mult zgomot la o viteză mai mare. Interiorul este detașabil, astfel încât să poți să-l scoți pe tot cu mare ușurință, să-l bagi la spălat. Eu ce am mai văzut la asta față de alte modele, am văzut că are în plus aici un gard, are un burețel în partea din bărbie ca să nu intre gâze sau în momentul în care ai un accident să-ți intre chestii pe aici care să te taie sau așa mai departe, deci ăsta te apără inclusiv de vânt, inclusiv de gâze, inclusiv de accident. Nu este el degeaba pus aici ca să nu poți să-ți bași tu capul lejer. Mărimile disponibile pentru modelul ăsta pe care l-am eu aici, dar și celelalte modele cu alte designuri, vine de la XS la XXXL, 3XL, deci pe partea asta cu mărimea nu vă faceți griji că se găsește mărime și pentru bostanul vostru. Greutatea, în schimb, este de 1500
de grame cu 50 de grame în plus sau minus, depinde de mărimea căștii. Bun. Păi măi, dragilor, mai mult de atât, ce să vă spun despre această cască? Astea sunt chestiile elementare. Ca și minusuri, eu unul la acești bani nu-i văd, pentru că undeva la 470 de lei, 460 de lei, undeva în jurul prețului acesta se învârte casca asta. Pentru banii ăștia, casca asta își face foarte bine treaba. Dacă vă uitați la majoritatea căștilor de acest preț din piață, nu o să vedeți atâtea opțiuni și atâtea omologări câte are această cască. Deci 4 din 5 stele, eu zic că este țuț pentru prețul pe care îl plătiți pe ea. Pentru nebunii, teribiliștii de bicicliști și motocicliști care vor și ochelari ca să simtă și ei bine în trafic, aveți și ochelari, să vă dați mari șmeni cu țigara în gură. Aveți aici inclusiv un loc pentru ochelariști. Nu băgați ochelariști aici, băgați ochelari aici, stânga-dreapta. Deci dacă aveți ochelari și vă orientați către o cască și nu știți pentru ce cască să optați, această cască și în general căștile de la IMT Helmet, am văzut eu că au locuri special amenajate pentru ochelarii voștri. Ăia pătrați și mari, da, știu, aragaz cu patru ochi. Tu ești aragaz cu patru ochi, motorrider știe că tu ai ochelari și ești un aragaz cu patru ochi. Aici avem un nose guard, te ajută pentru fluidizarea aerului. Din interior aerul vine de jos, de aici, dacă îi dai drumul, se duce către spate, recirculă prin toată casca. O să vă fac eu o animație pe ecran și să vedeți cum circulă aerul prin cască. Ce îmi place cel mai mult în partea asta inferioară din spate este că aici ai o umflătură, astfel încât în momentul în care, Doamne ferește, ai un accident și dai cu capul de spate așa, majoritatea nu au nicio protecție în spate aici ca să-ți oprească gâtul. Deci la majoritatea căștilor poți să-ți rup gâtul, cu asta puțin mai greu, pentru că are gâtlejița aia acolo așa frumoasă. Da, măi, oamenii buni, această cască, cum v-am spus la început, este la giveaway. Intră și tu acum pe Instagramul meu, motorider.motovlog. Participă și tu la acest giveaway, pentru că ai șansa să câștigi o minunăție de cască. Mulțumesc că mi-ai fost alături și la acest review. Mulțumesc și celor de la bikerfanshop.ro pentru că au făcut posibil acest review. Până data viitoare, motorider, pentru tine, numai bine!